Ăsta e porcul de curte, ăsta e porcul de la Botoșani. Și vita din abator, de-a noastră naturală. Se cunoaște care e carnea făcută în casă și care... Se cunoaște, e o diferență. Și dulceața și gustul compară. Această doamnă crește porci și vinde carnea la piață în Piatra Neamț, alături de carnea de vită, pe care o ia din sursă sigură tot de la crescători locali. Nici ea și nici cumpărătorii nu vor să audă de carne produsă în laborator. Ați acceptat să mâncați și carne făcută în laborator? Nu. Ceea ce este natural nu poate să fie copiat în niciun fel. Da, dacă nu avem altceva. Carnea creată în laborator nu va putea fi comercializată în România. Mai mulți parlamentari au introdus preventiv interdicția în legea cărnii, deoarece în câteva state din lume, SUA, Canada, Singapore, unele companii produc carne dezvoltată în laborator din celule animale. Susțin, de exemplu, că această variantă ar polua mai puțin. La noi, decisiv va fi votul deputaților. Inițiativa legislativă are ca principal scop definirea activității de comercializare a cărnii. România produce și produce bine. Cred că avem produse din carne obținute încă de la strămoșii noștri care trebuie promovate. Acest episod cu carne sintetică a fost doar o găselniță la nivel european, dar în niciun caz nu putem să discutăm că noi europenii vom consuma astfel de trăznei. În Parlament oamenii au un ciocan și văd cuie peste tot. Ce cuiva nu-i place trebuie să fie interzis, să lăsăm oamenii să decidă. Producătorii de carne exclud ca proteina artificială să invadeze piața din România. Deci o nebunie generală. Comisia Europeană nu poate să impună vreunei țări membre ce să mănânce, ce să nu mănânce. N-are voie. Vă garantez că nu veți vedea carne sintetică în următorii 5 ani, 100%, că prețul la care e carnea sintetică e uriaș. Legea impune reguli noi și pentru denumirea produselor, prezentarea, etichetarea și comercializarea acestora pentru informarea corectă a consumatorilor. Toate regulile se aliniază normelor europene. La Bruxelles există o dezbatere mai amplă pentru introducerea în alimentație a tuturor surselor de proteine. Parlamentul European a votat săptămâna trecută împotriva cărnii obținute din celula animală, iar proteina din insecte e recomandată doar pentru furaje. Comisia Europeană urmează să-și revizuiască legislația privind proteinele în 2024.